De peste un an se vorbește despre înființarea în Baia Mare a unui centru național sportiv aflat în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. În această idee, Consiliul Local a transferat către minister, încă din 2017, sala polivalentă la Scărpană, precum și terenul de atletism. S-au promis investiții în bazele sportive și aducerea lor la un nivel tehnic propice performanței. În practică, lucrurile nu s-au mișcat aproape deloc. Ministerul a anunțat doar o investiție, finalizată în completarea sistemului de iluminat al sălii polivalente și una la sistemul de încălzire și filtrarea apei de la bazinul de înot. Acest obiectiv a fost mai mult închis în ultimele 20 de luni, iar bazinul descoperit este în paragină de câțiva ani. În lipsa unor acțiuni vizibile de continuare a proiectului de înființare a Centrului Național Sportiv, deputatul USR de Maramureș, Vlad Emanuel Duruș, a adresat o interpelare ministrului Tineretului și Sportului, Ioana Bran. Ministerul pe care îl conduceți anunța în urmă cu peste un an intenția de a finanța construirea în Baia Mare a unui centru sportiv național. Am apreciat atunci inițiativa ministerului, considerând că ea poate să dea un imbolt pentru reîntoarcerea tinerilor înspre sport. Baia Mare a fost recunoscut la un moment dat ca a doua capitală a sportului românesc, un titlu onorific pe care îl sperăm reîntors acasă. În momentul în care s-a vorbit despre înființarea Centrului Național Sportiv, s-a spus că va cuprinde bazinul olimpic Gheorghe Demeca, sala sporturilor la Scărpană, stadionul de rugby, cel de atletism, un centru medical de refacere sportivă și un spațiu de masă și cazare. În ultimul an, bazinul de înot Gheorghe Demeca a fost mai mult închis, iar pe pista stadionului de atletism crește iarba. La sala polivalentă s-a investit în completarea sistemului de iluminat, dar nu s-a făcut nimic la sistemul de climatizare, ceea ce face insuportabilă atmosfera în perioada de vară sau când sala este populată la capacitate maximă. Deputatul USR Vlad Emanuel Duruș susține că a făcut această interpelare pentru a vedea intențiile viitoare ale ministerului legate de acest proiect. Din anul 2014, unele baze sportive din Baia Mare își schimbă sistematic proprietarul. De la Ministerul Tineretului și Sportului trec la primărie sau de la primărie fac cale întoarsă. Mișcarea s-a produs cam tot la 2 ani, preluarea fiind un motiv pentru entitatea juridică să arate cu degetul către fostul proprietar că nu s-a făcut nimic cât timp a avut în proprietatea sa bazele sportive. Având în vedere că a trecut mai bine de un an de zile de la lansarea proiectului Centru Național Sportiv în Baia Mare, vă rog să-mi comunicați ce pași s-au făcut până acum în cadrul proiectului. De asemenea, vă rog să-mi prezentați o scurtă descriere a investițiilor ce urmează a fi făcute la fiecare obiectiv sportiv din cadrul Centrului Național, costul, calendarul de implementare și, eventual, dacă ați întâmpinat piedici din partea autorităților locale în implementarea unor investiții. În momentul în care s-a vorbit de înființarea Centrului Național Sportiv, s-a spus că va cuprinde bazinul olimpic Gheorghe Demeca, sala sporturilor la Scărpană, stadionul de rugby, cel de atletism, un centru medical de refacere sportivă și un spațiu de masă și cazare.